Bun găsit la știri. Marele protest programat în Piața Constituției naște controverse politice, dar și multe disensiuni printre protestatari. În spatele autorizației este un interpus al Dianei Șoșoacă, un avocat recent înscris în partidul ei. De altfel, senatoarea a anunțat că nu va fi acolo. Oricum, mulți fermieri și transportatori refuză să meargă la protest la ora stabilită. În plus, unii dintre ei se tem că organizarea acestei mișcări în mijlocul Bucureștiului ar fi menită să împrăștie tabăra de la Fumați, centrul de comandă de până acum al revoltaților. Fermierii simpli insistă că nu vor să fie asociați cu figuri politice. Totuși, chiar unul din liderii lor, omul cu căciula, Dănuț Andruș, este cel care încearcă să-și facă intrarea pe scena politică. Deocamdată știm că în zona respectivă vor putea intra doar 200 de utilaje și 5.000 de oameni și că va fi prezent organizatorul, adică avocatul Bogdan Mircea Petre. El a dezvăluit în direct pe B1 TV că s-a înscris în partidul SOS cu mai bine de o săptămână. Diana Șoșoacă încearcă să convingă și protestatarii și fermierii că nu are nicio legătură cu manifestația de duminică aprobată de Primăria Capitalei. Acum două zile mi-au dat un răspuns. După ce am fost acolo și am avut discuția, inclusiv pe cererea mea, mi s-a comunicat că în Piața Victoriei nu se poate organiza un astfel de protest, pentru că dedesubtul Piaței Victoria este o gaură întreagă unde vor putea să cadă toți. Și că punem în pericol viața oamenilor. Și am spus, dom'le, da, atunci cum lăsați oamenii să circule în Piața Victoriei? Paralel cu mine a depus domnul avocat Bogdan Petre o notificare în calitate de persoană fizică. Atenție! Da. Ceea ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea. Este cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care s-a dus ieri, am înțeles, la primărie în urma discuției pe care le-am avut și apostat, nu este avocatul meu. Poate că nu fi avocatul Dianei Șoșoacă, dar sigur este membru al partidului SOS pe care aceasta îl conduce. Având în vedere că am 48 de ani și n-am făcut politică până în acest moment, în data de 10 ianuarie am completat o adeziune. Am cerut acceptul doamnei senator dacă dorește să trec numele pe cerere, a fost de acord. Ulterior, în data de 18, am formulat a doua cerere în nume personal. Îndeplinind condițiile de formă, comisia a constatat că poate fi admisibilă și a urcesc la Așadar, au fost depuse două cereri la primărie. Cea pe care apărea numele Dianei Șoșoacă nu a obținut câștig de cauză. A primit aprobarea consilierilor din primărie, cea depusă de avocat în nume personal. Totuși, deși legătura dintre cele două cereri este acum evidentă, Bogdan Petre susține că senatoarea nu-și va face apariția la protestul de duminică, ci s-a oferit doar să-i consilieze pe fermierii și transportatorii care ar dori să participe. Doamna senator a spus că nu se va prezenta în cadrul acestei manifestări, acestui protest, nu va beneficia și nu dorește să fie asimilată cu acest protest, dar își pune expertiza și poate comunica ca oamenii să se prezinte în acea locație, în acel areal. Întrebată dacă nu crede că le face mai mult rău decât bine protestatarilor asociindu-se cu revendicările lor, Diana Șoșoacă a negat. Ba mai mult, a răspuns că ei au fost cei care au chemat-o la Chiajna în primele zile ale revoltei și că cei care au huiduit-o nu au fost fermierii, ci oamenii lui George Simion. Hai, hai, hai! Marș la viol! Hai, violatorilor! Violatorilor! Ei m-au chemat acolo și dacă nu mă duceam, mă rețineau pe toți. Și discutăm pe această temă cu jurnalistul Răzvan Chiruță de la Press Hub. Bun găsit! Bun găsit, dacă ne auzi? Vom reface această legătură telefonică. Alo? Da, te rog, ne auzim, e totul în regulă. Bun, Răzvan, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Avem un protest care era anunțat așa cu fală, că este protestul organizat de Diana Șoșoacă, ceea ce într-adevăr îi dădea greutate, pentru că ea a fost și a și vorbit acolo cu protestatarii, e un personaj foarte vocal. Ori în momentul ăsta pare să nu mai fie așa ceva interesant protestul respectiv, pentru că nu e nici doamna Șoșoacă, s-ar putea să nu fie nici protestatarii de la Fumați acolo. Ce, și pentru asta ce se mai adună oamenii? Bun.
Orice protest din lumea asta, care durează mai mult de 3 zile, este acaparat și politic. Sunt și politicieni care încearcă să se lipească de astfel de proteste și să profite de ele. Cert este că reacția protestatarilor, ceea ce privește pe Diana Șoșoacă sau pe George Simion, este firească, pentru că în cele din urmă totuși le compromite protestul, clar, și așa au apărut multe discuții că spate este ceva totuși, eu știu, să spunem, problematic, având în vedere că unele revendicări sunt exagerate. Dar din discuțiile pe care le-am avut cu specialiști în domeniul agriculturii, cu oameni, chiar și cu politicieni din domeniu, explicația este că există un amestec, într-adevăr, de nemulțumiri reale, justificate și, într-adevăr, o latură politică, dar care totuși e secundară. Adică protestele astea, până la urmă, n-au avut o flacără, să spunem așa, o scânteie, de fapt, n-au avut o scânteie politică. Ok, că cineva mai încearcă, că alții încearcă să folosească și politic această chestiune, e fără îndoială inevitabil. Dar nemulțumirile fermierilor și transportatorilor sunt acolo. Că sunt nejustificate sau nu, asta e altă discuție, dar sunt nemulțumiți. Oamenii, din moment ce stau în stradă de aproape o săptămână, de fapt, niciun lider politic nu ar fi putut manipula chiar în halul ăsta în care să aduci niște oameni, să zicem, mulțumiți, să-i ții în stradă la minus 7 grade să protesteze. Și plus de asta e o problemă care nu e doar românească. Deja au fost proteste și în Germania, au fost acțiuni în forță și prin Polonia și chiar și în Cehia, nemulțumiți și de chestiunea asta a grâului din a cerealelor care vin din Ucraina. Se anunță proteste în perioada următoare și în Franța ale fermierilor. Problema e europeană. Sunt revendicări naționale care ar trebui rezolvate național, dar sunt și probleme care trebuie rezolvate de la nivel european în ceea ce privește despăgubirile. Cert este că, din ce am discutat eu cu oameni din domeniu, inclusiv politicieni, au recunoscut că, de fapt, multe dintre aceste probleme ale fermierilor erau cunoscute. Doar că în bunul stil românesc au fost ignorate, că lasă, poate nu o să se întâmple nimic. Da. Speram să nu se întâmple. Din păcate, cred că s-a pierdut această legătură telefonică directă. Vom vedea ce se va întâmpla, așadar, la proteste. Duminică ar trebui să fie acesta. Vă reamintesc, inițial s-a spus că ar fi protestul Dianei Șoșoacă, după care Diana Șoșoacă a dezmințit această teorie chiar aici, pe B1 TV, iar tot pe B1 TV, organizatorul propriu-zis, care s-a înscris acum câteva zile în partidul Dianei Șoșoacă, a spus că el își asumă această acțiune și că îi cheamă pe oameni duminică. Acest protest care se va desfășura duminică nu va încurca traficul, asta spunea practic și Nicu Șordan și este motivul pentru care au primit și autorizație, deși mai multe cereri de proteste